Psalmul 23, versetul 1, partea 1. Domnul este păstorul meu. Acesta este cuvântul. Și din această porțiune de verset am să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj în patru puncte distincte, în patru adevăruri distincte. Mesajul meu se va intitula Mărturisirea mea de credință. Mărturisirea mea de credință. Vedeți, dumneavoastră, una din problemele pe care noi le avem este că atunci când stăm de vorbă cu cineva și vrem să-i spunem despre Hristos, ființa aceasta reacționează. Unii au cuvinte mai aspre, doar nu crezi că sunt păgân, nu? Alții, cum spunea sora Ligia mai înainte, și eu sunt creștin, mă duc la biserică, nu? M-am născut în neam de preoți. Când îi cauți însă la credință, foarte mulți nu știu ce cred. Se întâmplă deseori că tocmai în bisericile evanghelice, dacă stai de vorbă cu frații și cu surori, vor fi unii care nu vor fi în stare să dea socoteală de credința lor. Nu știu ce cred. Și Apostolul Petru spune, voi trebuie să fiți în stare în orice vreme să dați socoteală de credința voastră. Și de aceea, noi trebuie să știm ce credem. În Psalmul 23, printre multe, multe, multe adevăruri pe care David le prezintă în doar 6 versete, el face și o frumoasă mărturisire de credință. Vom urmări această mărturisire a lui David, mesajul pe care l-am amintit, mărturisirea mea de credință, și vom vedea că atunci când David vorbește despre credință, el se axează, cum am spus, pe patru adevăruri. Și credința trebuie să fie fundamentată pe acești piloni fundamentali. Și în primul rând, David descoperă și identifică persoana sau obiectul credinței lui. Și el spune, Domnul este păstorul meu. O adevărată credință identifică pe cel în care crede. Trăim într-o lume care este confuză. O lume care nu știe nici ce crede și nici în cine crede. Nu-l cunoaște pe Domnul. Nu poate să spună, Domnul este Dumnezeul meu. Domnul este Mântuitorul meu. Domnul este Creatorul meu. Domnul este persoana pe care o ador. Nu poate să spună, ca David în altă parte, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, stânca mea. Și în societatea în care ne formăm, în școlile pe care le au copiii noștri, tinerii noștri, este o adevărată confuzie. Este o adevărată confuzie. Mai ales în această tendință de corectitudine politică, în care toate drumurile duc la Roma. Totul este bun. Budismul este bun, islamismul este bun, confucianismul este bun. Dacă este bun pentru tine, este bun. Nu. Tu și cu mine trebuie să știm în cine credem. Ești în stare să identifici cu adevărat în cine te încrezi? Pentru că vă aduc aminte și mi-aduc aminte și ne aducem aminte ce scrie această carte sfântă, Scriptura. Apostolul Petru spune în 2 Petru 1:19, căci fiecare din voi este rob lucrului de care este stăpânit. Prin urmare, chiar dacă te-ai numit creștin, dacă există altceva care te stăpânește pe tine, și cum se vede că te stăpânește? Îți ia timpul, de exemplu.
Nu poți găsi casa Domnului, să nu mă luați că vorbesc banal, de dragul fotbalului. Aceasta te stăpânește. Nu poți găsi corul, orchestra, fanfara, din pricina altor lucruri la care le dai întâietate. Nu poți găsi un dolar pentru sărac și încă ai scuză civilizată. Ia să muncească, domnule, că și eu muncesc. Nu? Pentru că te stăpânește banul, lăcomia, ăla-i Dumnezeul tău, ăla-i Domnul tău. În cuvântul Sfintelor Scripturi, prin acest cuvânt noi suntem chemați să știm să identificăm autoritatea în care credem. Și de aceea te întreb, crezi tu în Dumnezeu? Crezi tu în Iisus Hristos? Crezi tu în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Aceasta trebuie să fie mărturisirea ta de credință, mărturisirea mea de credință. Domnul, Domnul, eu știu în cine m-am încrezut, spune Apostolul Pavel. Apostolul Petru a spus, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, eu știu ce mărturisesc. Eu știu în cine cred. Persoana în care eu mă încred și în care cred și care cred că este unicul Mântuitor este Iisus Hristos. Crezi tu lucrul acesta? Eu cred că nu este sub soare al nume dat oamenilor în care să fie mântuiți decât numai acest nume, Iisus Hristos. Sună exclusivist? Da. Dar sună adevărat. Dar sună adevărat. Vrei să stai de vorbă cu cineva. Și înainte să stai de vorbă cu cineva ca să spui despre credință, în primul rând trebuie să știi ce crezi. Să poți să mărturisești, eu cred în Iisus Hristos și nu mi-e rușine. Eu cred în Fiul lui Dumnezeu care a murit și s-a dat pentru mine și sunt plin de bucurie pentru această credință. Eu cred în Iisus Hristos, acela care este nemuritor, dar care în trup de om a murit ca om. N-a murit Dumnezeul din el. Eu cred. O adevărată mărturisire de credință este ca așa lui David. Știu în cine cred. Identifică. Domnul este păstorul meu. De aceea, încurajez pe tineri și tinere, pe părinți, pe copii, încurajez pe cei vârstnici, pe oricine, să nu ne fie rușine de Cel în care ne-am încrezut. Să nu ne rușinăm de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El este singurul Domn și El este Domn cu adevărat. Nu dați gloria, pentru că în cuvântul Domnului este scris, Isaia 46:8, eu sunt Domnul și nu împart gloria mea cu un om muritor. Nu împărțiți gloria lui Hristos, să nu împărțim strălucirea Lui, puterea Lui, unicitatea Lui cu corectitudinea politică contemporană sau cu ideile your pet ideas, cu ideile care îți plac ție, cu planurile pe care le ai tu, pentru că sunt de paie și nu ajută la mântuire. Religiozitatea nimănui nu ajută la mântuire. Singurul care mântuie este Iisus Hristos. De aceea, învață să crezi, să știi în cine crezi. O adevărată mărturisire de credință identifică persoana în care crede. Și noi, ca biserică, trebuie să spunem, Domnul este acea persoană, este Iisus Hristos. În al doilea rând, o adevărată mărturisire de credință ca așa lui David este o mărturisire care nu numai că identifică, este o mărturisire care certifică. Domnul este păstorul meu. Domnul este păstorul meu, spune David. Poți să spui lucrul acesta? Este Domnul, Domnul tău? Cum putem demonstra că El este? Cum putem certifica lucrul acesta? Cum putem arăta adevărul acesta? Pe multe căi, dați-mi voie să iei număr 2-3 și apoi adaugă la ele ceea ce cunoști tu din cuvântul lui Dumnezeu, nu din amintiri și nu din povestirile altora. Dovada că El este Mântuitorul tău, Mântuitorul meu, se va vedea și se vede dacă îi cunosc voia.
Și aceasta nu pot să o cunosc din altă parte decât din cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot să o cunosc din altă parte decât din această carte sfântă numită Biblia. Aici este voia lui Dumnezeu. Aici este planul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Aici este planul lui Dumnezeu pentru eternitatea noastră. Aici este frumusețea creației descrisă. Dovada că El este, și pot să certific lucrul acesta, că El este Dumnezeul meu, Mântuitorul meu, Dumnezeul tău, Mântuitorul tău, și pot să spun și la alții, este ascultarea de acest cuvânt. Nu numai cunoașterea, că degeaba cunoști. Ascultarea de acest cuvânt. Vedeți, noastră, noi avem foarte multe lucruri de care ne place să ascultăm. Dar ne este greu să ascultăm de cuvântul Domnului. Foarte multe lucruri pe care le-am face și le facem cu plăcere, cu dăruire. Dar ne este greu să facem ce spune această carte, acest cuvânt. Mai repede ne înduplecăm voința noastră la lucrurile de afară, la învățăturile de afară, la obiceiurile de afară, la ceea ce este la modă în aceste zile, în vorbirea curentă a lumii. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă cu adevărat El este Domnul meu, cu adevărat este Domnul tău, Domnul nostru, și vreau să certific lucrul acesta, atunci trebuie să mă întorc la ascultare de ce spune El. Credeți că degeaba spunea profetul Isaia 26:4, căutați în cartea Domnului și citiți? Credeți că degeaba a spus Mântuitorul Iisus Hristos, cercetați scripturile dacă socotiți că în ele este viață? Nu! El a spus pentru că aici este viață, în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă îl mărturisești pe El ca Domn al vieții mele, dacă îl mărturisești ca Domn al vieții tale, cunoaște-i cuvântul, certifică aceasta ascultând de acest cuvânt. Ascultăm mai repede de orice, numai de cuvânt, nu. Uitați-vă dumneavoastră în bisericile pentecostale. Avem noi niște pet tradiții, niște tradiții care ne plac nouă. Și de auzim de 100 de ori adevărul scriptural, tot la tradițiile acele ne întorcem. Tot la obiceiurile acele ne întorcem. Certificarea mea și a ta că El este. Deci adevărată credință certifică că El este. Este cunoașterea cuvântului, este ascultarea de acest cuvânt sau trăirea acest cuvânt, dovada că El este Domnul tău, Domnul meu. Este că iubim pe frați. Este că iubim pe frați. Știți ce spune Apostolul Ioan? Degeaba spui că îl iubești pe Dumnezeu și nu iubești pe frați, cum apare în ochii lui Dumnezeu? Cum ești socotit? Este greu, nu? Un mincinos. Și uitați-vă în lumea contemporană nouă și în bisericile contemporane nouă. Sunt biserici care se consideră atât de sfinte, încât urăsc în numele Domnului celelalte biserici. Ați auzit bine? Urăsc în numele Domnului celelalte biserici. De unde aceasta? Sau după core Evangheliei? În inima lui Dumnezeu, în cap și eu și în cap și tu, cu slăbiciunile mele, cu slăbiciunile tale. Oare în inima mea, de ce n-ai încăpea și tu și ceilalți? Pentru că dacă Dumnezeu m-a primit pe mine și te primește pe tine, dă-i voie și celui de lângă tine. Cunoaște mai puțin sau cunoaște mai mult? Exact cum spune această carte sfântă, îngăduiți-vă unii pe alții. Această îngăduință ne învață să ne iubim, ne învață să ne respectăm, ne învață să trăim cu adevărat o Evanghelie care îl cinstește pe Dumnezeu. Apoi, frați și surori, doamnelor și domnilor, în al treilea rând, o adevărată mărturisire de credință, toți sunt creștini, știi? Dacă ai, toți sunt creștini. S-ar supăra, Doamne ferește, se spune cineva că e păgân, nu? O adevărată mărturisire de credință, în al treilea rând, este o credință care aplică ce crede. În primul rând, identifică Domnul. În al doilea rând, certifică, trăiește. Și în al treilea rând, aplică. Domnul este ce spune David? Păstorul meu. În momentul în care scrie psalmul acesta, probabil că David este hăituit, alungat. Și vede că nu se descurcă.
Și David știe un lucru, eu am fost cioban la viața mea, măcar că sunt împărat acum. Și mi-aduc aminte cum erau oile. Dacă aveau nevoie de pășune, dacă aveau nevoie de apă, trebuia să mă duc eu să le duc acolo. În momentul acesta nu știu încotro să mă duc, am nevoie de Dumnezeu ca păstor. Să se îngrijească de mine, să-și întindă mâna spre mine, toiagul, să mă scoată dintre spini, să mă scoată din situația și din strâmtoarea în care mă aflu. Și de aceea David știe să aplice credința lui, Domnul este păstorul meu. Dar citiți-l pe David în Psalmi și vedeți că atunci când David este la strâmtorare, va zice Domnul este apărătorul meu. Când este încolțit din toate părțile, Domnul este scutul meu. Când vede că o mulțime mare vine împotriva lui, spune, Domnul este ajutorul meu, sprijinitorul meu, apărătorul meu. Atunci când este bolnav, Domnul este vindecătorul meu. Atunci când este flămând, Domnul este pâinea mea. Atunci când are nevoie în casa lui de pace, Domnul este pacea mea. Frați și surori, doamnelor și domnilor, o credință adevărată este o credință care aplică ce crede. Aplică ce crede. Și în seara aceasta în Biserica Emanuel, în momentul acesta când stai în fața internetului și ești derutat, ești deziluzionat, nu știi ce trebuie să faci, dacă mărturisești credință dumnezeiască, credință în Sfintele Scripturi, credință în Iisus Hristos, credință în Cuvântul Său, adu-ți aminte și uite-te în viața ta, indiferent care ți este condiția, indiferent care ți este situația, aplică ce crezi. Cheamă-L pe Domnul specific la nevoia ta. Dacă ești păcătos, Domnul este Cel ce iartă. Dacă ai nevoie de sfatul lui, Domnul este un consilier, un sfetnic minunat, glorios. Cuvântul lui este cuvântul înțelepciunii. Dacă te simți slab, Dumnezeu e puterea mea, tăria mea. Dacă ai nevoie de vindecare divină, Domnul este vindecătorul nostru. El s-a revelat și a spus, eu sunt Domnul care te vindecă. Crezi tu lucrul acesta? Aplică ce crezi. Aplică ce crezi. Nu numai povesti. Aplică. Aceasta este credință adevărată. Aceasta este credință vie. Aceasta este credință în acțiune. Este credință practică. Te vei întâlni cu cineva și vei vrea să-i spui despre Domnul. Ce-i spui? Îl cunoști? Îi știi cuvântul? Îi trăiești cuvântul? Poți să-i spui, am fost bolnav, dar Dumnezeu m-a vindecat? Poți să-i spui, am fost în groapă, dar mi-a pus picioarele pe stâncă? Poți să spui, am fost flămând, dar mi-a dat o pâine vie care s-a coborât din ceruri? Mi-a purtat de grijă? Am fost la strâmtorare, dar Dumnezeu m-a dus la loc larg? Poți să vorbești despre Dumnezeu? Eu cred că poți să vorbești, nu? Aplic. Și apoi, în al patrulea rând, o adevărată credință, nu pentecostală, nu baptistă, nu ortodoxă, nu creștin după Evanghelie, credință biblică. O adevărată credință este o credință care personalizează ce crede. Ce a spus David? Domnul este păstorul meu. Este o credință care personalizează. În paginile Sfintelor Scripturii, în Cartea Faptelor, este o poveste de-a dreptul hazlie, dacă vreți dumneavoastră, o povestire de-a dreptul hazlie, povestire istorică. Un preot are 6 fii, probabil unul mai bine decât celălalt, Șceva. Și-au vrut să facă pe grozavi. S-au întâlnit cu un demonizat. S-au dus la el, în public, și auziți, în numele lui Iisus Hristos, pe care îl crede și îl propovăduiește Pavel, îți poruncim să pleci din omul acesta. Au luat o bătaie, de-au învățat să creadă acolo încolo. Nu era Dumnezeul lor. Am amintit în alte ocazii, vă aduc aminte de noastră. Vedeți, de exemplu, când numești pe cineva să se roage, exceptând păstorii, ei se roagă aproape bine, există această tendință, ați observat? Nu este greșit
Dar vreau să vă spun ce trebuie să observați. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Și Biblie. Este corect. De pe foarte puțin auzi Dumnezeul meu. Ce este Dumnezeul nostru, numai Dumnezeul istoriei sau este și al nostru? Este Dumnezeul Dumnezeul numai al istoriei sau este și al tău personal? Eu dacă îți vorbesc despre Dumnezeu, îți vorbesc despre Dumnezeul meu. Dumnezeul meu este Dumnezeul Scripturilor. Și Dumnezeul Scripturilor este singurul Dumnezeu. Este Creator. Personalizează, individualizează. Nu numai ce cred părinții tăi dacă ești tânăr. Și tu trebuie să crezi. Nu numai ce cred copiii tăi dacă ești părinte și nu-L cunoști pe Domnul. Și tu trebuie să crezi. Iisus Hristos trebuie să fie Mântuitorul tău. Să poți să spun, El este Mântuitorul meu. Aplică, personalizează, individualizează. Și când personalizezi, când individualizezi, când ai această experiență cu Dumnezeu, vă spun, frați și surori, Evanghelia este vie, este cu totul alta. Am să vă spun ceva, o să fie surprinsă soția, pentru că acesta mi-a fost planul. Probabil vă aduceți aminte, cu 3 ani în urmă, soția mea a fost suspectă de cancer. 9 luni de zile a fost 9 luni de chin pentru noi. 2 biopsii, operație la sân și doctorul a spus, mai mult ca sigur că este cancer. Când a venit vestea aceasta, vă spun că ne-a luat de pe picioare. Ne-a luat de pe picioare. A luat-o și pe soție. Și mi-aduc aminte că într-o seară stăteam de vorbă cu ea și stătea pe pașa și a zis, știi ce? Eu vreau să mor. Nu vreau să mai lupt. Dacă așa a îngăduit Dumnezeu, vreau să mor. Am încercat să, știți, mi-am adunat eu ideile, înțelepciunea, să o încurajez. Am intrat înaintea Domnului în post și rugăciune, 7 zile, n-am mâncat și n-am băut nimic pentru ea, pentru casa mea. N-a reușit să o convic. Și soția a intrat așa ca într-o stare de decepție, de depresie. Și în serile acelea, când vorbeam în felul acesta cu ea într-una din acele seri, a venit Călin. S-a pus în genunchi la patul soției și a spus aceste cuvinte. Mami, te rog să lupți. Tu ai nevoie de sănătate. Tati are nevoie de tine. Lucrarea Domnului are nevoie de tine. Flaviu și Tița se căsătoresc și au nevoie de tine. Mami, eu sunt singur. Uite, în clipa aceasta, mă rog Domnului să-mi dea cancerul tău mie. Eu sunt singur, moare unul singur. De tine e nevoie. Ne trezit, parcă dintr-un somn adânc. Și ce scrie în cuvântul Domnului? Nu este dragoste mai mare ca aceea când cineva să-și dea viața pentru semenul său, pentru aproapele lui. O credință adevărată, frați și surori, este o credință care personalizează, individualizează. Să pot eu să spun că este al meu. Să pot eu să dovedesc că este al meu. Să pot eu să arăt că este al meu. Să pot eu să ating inima aceea. Dar dacă nu este al meu, n-ating. Și n-atingi. În seara aceasta, cheamă-L pe Iisus în viața ta cu adevărat. Mulți dintre cei ce sunteți în casa Domnului aveți nevoie de o întâlnire reală cu Domnul, pentru că veniți aici și n-aveți întâlnire cu Domnul încă. Mulți. Știi ce crezi? Știi în cine te-ai încrezut?
Știi numele Lui? Știi puterea Lui? Știi planul Lui? Repet pentru concluzie. O adevărată mărturisire de credință este biblică. Și biblică fiind, cel puțin din pasajul de astăzi, este suportată pe patru mari adevăruri. Și primul mare adevăr al unei credințe vii este să putem să identificăm persoana în care ne încredem, Mântuitorul în care ne încredem, Dumnezeul în care ne încredem. Și vreau să spun apăsat, oricât ți-o spune la școală, că toate sunt bune, dă-mi voie să-ți spun, ți-au spus minciuni, te-au înșelat și te-ai dus după năluci, gost. Este un singur Mântuitor. Numele Lui este Iisus Hristos Domnul. Nu-i Mahomet, nu-i Allah, nu-i Confucius, nu-i Buddha, nu-i nicio religie, nu-i nicio credință de care se vorbește. Este credința aceasta biblică în Iisus. Domnul este păstorul meu. O adevărată credință nu e numai de pe buze, este una care certifică. Domnul este. Dovedește. Dovedește. Dovedește trăind. Uită-te în jurul tău. Să ne uităm în jurul nostru. Frați și surori, este atâta durere, este atâta suferință, este atâta confuzie. Când Domnul este Mântuitorul tău, te pune pe foc. Te doare. Te face să simți. Nu poți sta locului. Așa cum spunea Dumnezeu, ce aș mai fi putut face viei mele? Și nu i-am făcut. O adevărată mărturisire de credință este una care aplică. Domnul este păstorul meu. Nu știu ce nevoie ai în seara aceasta. Nu știu care e nevoia ta. Dacă ai nevoie intelectuală, Domnul este înțelepciunea ta. Dacă ai nevoie emotivă, Domnul este bucuria noastră. Dacă ai nevoie sufletească, Domnul este Mântuitorul. Dacă ai nevoie pentru trup, suflet și duh, Domnul este Vindecătorul. Dacă ai nevoie să umble cu tine în orice loc, Dumnezeul nostru este atot prezent. Este atot puternic. Este atot cunoscător. Te știe și mă știe. Te cunoaște și ne cunoaște. Dar așa cum El îți spune, copilul meu, fiul meu, fiica mea, spune și tu, Domnul meu. Vedeți cea mai cutremurătoare declarație de credință? Pe lângă David, știți cine a făcut-o? Toma necredinciosul. Așa spunem noi. Domnul meu și Dumnezeul meu. Așa trebuie să spui tu. Așa spun eu. Așa trebuie să spunem noi. Această credință ne duce cu adevărat în rai. Această credință ne înalță sufletul către El. Această credință este biblică. Este mântuitoare. Este credința pe care o onorează Dumnezeu. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare. Uită-te puțin în sufletul tău. Uită-te în inima ta. Vezi ce a făcut Dumnezeu pentru tine, Domnul, și vezi ce poți face tu pentru El. Cum îi poți arăta că îl iubești? Cum îi poți arăta că ești recunoscător? Cum poți arăta altora că ți-a făcut mult bine? Și acum ești
o unealtă binecuvântată în mâna Lui, pentru glorificarea numelui Său. Dacă nu știi cum, aplică ce crezi. Spune, Doamne, eu nu știu ce să fac, învață-mă Tu, luminează-mă Tu. Și vreau să spun că Dumnezeul în care eu mă încred vorbește și cu copiii, vorbește și cu părinții, vorbește și cu bunicii, vorbește și cu tinerii. Știe pe înțelepciunea fiecăruia să-i vorbească, să-i atingă inima și să-L învețe calea Lui. Deci roagă-te Lui și spune Lui exact ceea ce știi, exact ceea ce ești. Pentru că Dumnezeu este aici ca să fie într-adevăr Mântuitorul tău, Dumnezeul tău și tu împreună cu mine să putem să aplicăm credința aceasta la nivel personal, la nivel individual. Ne rugăm Domnului acum.